un nou Weekend for Life, activitate formată dintr-o serie de manifestări educaționale desfășurate în mai multe locații din România, a avut loc la Reșița. Mai exact, este vorba despre cea de-a 7-a ediție a Weekend for Life, eveniment desfășurat la Colegiul Național Traian Lălescu din Reșița, la care au participat elevi de la Colegiul Național Traian Lălescu, Colegiul Național Diaconovici Tiț, Colegiul Național Mircea Eliade, Școala Gimnazială Marius Șandru și Școala Gimnazială numărul 7, toate din Reșița, precum și Liceul Tehnologic Clisura Dunării din Moldova Nouă și Liceul Teoretic General Dragalina din Oravița. Participanții au fost împărțiți în mai multe grupe, iar invitații au relatat pentru fiecare grupă povestea vieții lor. Aceștia au povestit despre jobul pe care îl au, despre alegerile bune sau mai puțin bune pe care le-au făcut în viață, despre pasiuni și despre vise și au răspuns și la întrebările participanților. De asemenea, au fost premiați elevii mentori din două proiecte de succes și anume Parfum de Chimie și Robotics for Life. Reamintim că în timpul pandemiei, mai multe cadre didactice au inițiat o comunitate de profesori cu mentalitate deschisă care să susțină dezvoltarea elevilor. Profesorul Ovidiu Bădescu este unul din inițiatorii comunității for Life, comunitate de oameni buni care se susțin reciproc.